momente cu o încărcătură deosebită pentru sute de tineri care îl iubesc pe Dumnezeu. Și în acest an, Arhiepiscopia Iașilor, Departamentul Misiune pentru Tineret, cu susținerea Protopopiatului Botoșan și a Asociației Tineretului Ortodox Român, filiala Botoșani, a organizat ediția cu numărul 5 a evenimentului Tânărul Botoșenean. Timp de 3 zile, junii au împletit utilul cu plăcutul și au participat la tot felul de ateliere, unde au descoperit tainele gastronomiei, ale dansului, ale teatrului și au avut parte de o seară românească. Vineri, tinerii au participat la un marș pe străzile Botoșanului, iar seara s-a încheiat cu un foc de tabără. Dimineața zilei de sâmbătă a fost cu adevărat specială. La Botoșani a ajuns părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilierul sectorului de misiune, statistică pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor și stareț al mănăstirii Bucium. Sfântul Părinte a susținut o conferință la Biserica Vovidenia. Iată-mi din nou împreună, o dată pe an, întâlnim acest eveniment frumos, Tânărul Botoșenean, eveniment în cadrul căruia se întâlnesc tineri din diferite partii din județul Botoșan și nu numai, avem tineri și de la Iași și în cadrul căruia fiecare an tratăm un tema. Anul acesta tema este Sfânta Liturghie, izvorul vieții sau Sfânta Liturghie, e zborul vieții veșnice, pentru că prin Sfânta Liturghie omul dobândește viața veșnică, adică nemurirea, pentru că în cadrul Sfintei Liturghii ne putem împărtăși cu Sfânta Împărtășanie, care a fost numită medicament al nemuririi. Disfarmatul Antanatos, medicamentul împotriva morții. Oamenii care, cu binecuvântarea Duhului, cu pregătire, se împărtășesc cu acest medicament, Sfânta Eu la Iisuchie, trupul și Sfântele Mântuitorului îndepărtează de la ei moartea, o aruncă și se molipsesc și ei de viața veșnică, se molipsesc de nemurirea. După zile pline de frumos, tinerii au participat duminică dimineața la Sfânta Liturghie, iar apoi s-au despărțit cu promisiunea că anul ce vine se vor reuni la a 6-a ediție a taberei Tânărul Botoșenean.